tragedie fără margini în localitatea Moșnița Veche, aici unde un bărbat a încercat să își omoare soția, iar după aceea și-ar fi pus chiar el capăt zilelor. Acesta a lovit-o pe soție cu un cuțit în dreptul gâtului, iar după aceea ar fi dat foc la o anexă unde s-ar fi autoincendiat. Acum soția acestuia este la spital unde primește îngrijiri medicale, iar bărbatul a decedat. Soțul tăiat-o la gât. Noi când am ieșit afară, soțul meu, am auzit larmă, gălăgie, am plânsete și am ieșit că nu va fi nici, am ajuns din oraș. Când am ajuns aici, era tăiat de la gât la poartă la mine. A intrat la mine, a stat acolo, zăraca, și am sunat la salvare, cred că de jumate de oră, mai bine n-a venit. A stat fata acolo, tăiată la gât, pompierii nici atâta. S-au certat, nu știu, certuri în familia. Tragedie fără margini în Moșnița Veche. Un bărbat a încercat să își înjunghe soția pe care a rănit-o cu un cuțit, apoi a dat foc la o anexă în care pompierii l-au găsit carbonizat. Vecinii spun că scandalurile lor au început încă de săptămâna trecută, iar oamenii legii zilele trecute le-au dat soților amenzi pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Astăzi însă tragedia nu a mai putut fi evitată. Soțul a tăiat pe soție, nu știu, a avut ceva scandal, nu știu ce a avut și până la urmă am înțeles că și-a luat viața și el, s-a sinucis. E ars acolo, s-a aruncat în foc. A tăiat-o, i-a dus la spital, nu știu, e între aia așa și acum nu știu restul. El e mort oricum, el e mort. Sunt vecinii noștri, aici vorbeam toată ziua, cu vreo jumătate de oră înainte de asta i-am văzut aici cu copii, că au 5-6 copii. În spatele meu se află Casa Groazei din Moșnița Veche, locul unde s-a întâmplat teribila tragedie. Aici trupul bărbatului care ar fi încercat să își omoare soția a fost găsit carbonizat într-o anexă de către oamenii legii. O adevărată desfășurare de forță este acum aici la fața locului, iar polițiștii, oamenii legii, dar și criminaliștii încearcă să afle care a fost cu adevărat șirul evenimentelor. Se pare că bărbatul ar fi băut câteva pahare înainte de a încerca să își omoare soția.